porțiuni din viață. Ia uitați-vă, dumneavoastră, ce urmează acum la versetul 4. De la hotel de cinci stele, de la stațiune de lux, de la totul drept, campion, cu Dumnezeu de mână, i-au zis dumneavoastră unde ajungem. Chiar dacă ar fi să umblu prin... Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cei mai mulți pocăiți sunt îngropați aici. Aici nu mai pot zice, Domnul este păstorul meu când au fost la lux, la confort, la stațiune, la hotel de cinci stele, toți am zis, Domnul este păstorul meu. Dar noi nu înțelegem că viața se derulează și vin momente care te îngrozesc. Nu sunt numai momente de vis în viață. Sunt și momente care te îngrozesc, tărnesc groază. Dumneavoastră știți cât este distanța de la versetul 2-3 de la stațiune la Vale Umbrei Morții? Știți în cât timp treci din coa? Într-o secundă. Un singur telefon și te-o băga pe dos toată viața. Am stat undeva la masă, serveam masa și dintr-o dată, bucurie, la masă, și unul de lângă mine, de acolo, dă cu telefonul odată de pământ, zice a murit fratele meu. Și dintr-o dată, de la un telefon, se întoarce totul pe dos în momente care te îngrozesc. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, când vin momentele astea, când traversezi sau umbli prin valea umbrei morții, aici trebuie să rămâi credincios. Sunt lucruri care nu le înțelegi. Vor fi momente de groază peste tine în viața ta, vor fi momente de ceață pe care nu le înțelegi și aici trebuie să rămâi credincios, să nu-ți pierzi credința. Pentru că nu o să înțelegi multe lucruri. Pentru păi să puteți să înțelegeți, de exemplu, de ce o fetiță din Scriptură cu numele Hadasa Estera trebuie să-și bage pă părinții în pământ, în cimitir și să plece cu vărsul să o crească. Dumneavoastră știți ce înseamnă să pleci în viață cu un handicap major, să-ți moară părinții și să fii orfană? Eu vreau să vă întreb, ce rău a făcut fetița asta de a muri părinții? De ce? Unde era Dumnezeu? Nu înțelege. Nu înțelegi de ce trebuie să moară să rămână orfană. Am avut o fată în biserică, 18 ani, mama ei a avut cancer, a sperat, a strigat la Dumnezeu, s-a rugat și mama ei a murit. N-am crezut că va reuși să treacă peste ea. Numai Dumnezeu a avut milă de ea. E greu, e greu. Gândiți-vă să fiți o familie credincioasă, și să veniți la biserică, să fiți credincioși, să-L iubiți pe Dumnezeu, să slujiți Dumnezeu și să vi se nască copilul orb. Dar știți ce spune Scriptura? Că a dus un orb. Zice, cine o păcătuit? El sau părinții? Zice, nimeni. Cum te-ai simțit să fii tocmai tu, familia care naște un copil orb? Nu i am să știți că există mame în biserică care rămân însărcinate, și se duc la doctor și spun, dacă vei naște copilul, vei naște cu handicap pe toată viața. Și mama zice, îl voi naște. Îl voi naște pentru că Domnul e păstorul meu. Știți ce se întâmplă? Na toată, toată perioada de în care pruncul ăsta stă în burtă, a sperat, a nădăjnuit, a strigat la Dumnezeu, atunci când iasă pruncul ăsta, se iasă sănătos. Și când iasă, iasă handicapat. Voi puteți înțelege ce trăiește mama asta. Ce deziluzie, ce descurajare, ce depresie. Și avem atâtea mame. Dar de ce eu? De ce trebuie să trec pe aici? Pentru că trebuie să înțelegi, indiferent cine ești. Ei, noi aici nu mai zicem, Domnul este Păstorul meu. Pentru că nu înțelegem că viața asta așa se derulează, cu momente de vis de stațiune în care te bucuri, astea sporțiuni, porțiuni, dar după aia treci într-o secundă, într-un minut, într-o zi, la momente care te îngrozesc, nu-L mai înțelegi pe Dumnezeu, Ți se, se naște un copil cum se naște, te dă afară de la serviciu, soțul te trădează, te părăsește, rămâi în singurătate. Și trebuie să înțelegi că așa se derulează viața. Ei, aici, în momentele astea, trebuie să rămâi Credincios. Ei, dumneavoastră trebuie să știți, noi credința este în interior, dar manifestarea credinței în exterior se face prin credincioșie. Ce înseamnă credincioșie? Credincioșie înseamnă loialitate față de o persoană cu care am făcut legământ. Ei, ce a spus dumneavoastră când ați făcut legământ cu soția dumneavoastră? Ce v-a întrebat? La bine? Dar de ce o zis rău? De ce nu i-a zis? Măi, Hai să vedem. La bine, când ești bogat, când ești sănătos, rămâi cu el. Ce zicem? Da. Dar nu e, nu, nu e întrebarea așa. Dar de ce credeți că e întrebarea? La bine și la... În bogăție și în... În sănătate și în boală, rămâi cu persoana și tu zici da, că atunci e sănătoasă și e bogată și e frumoasă. Dar viața se derulează și apar probleme, și apar necazuri, și apar sărăcii, și apar boli. Și soția ta de 45 de ani, care are varice pe picioare, nu mai arată ca aia de 25. Și trebuie să rămâi loial. E, în momentele astea vine diavolul cu oferta. Ați înțeles? Nu la bine. Nu când e stațiune. Nu când te-ai cu nevasta atât de mână după ce te-ai căsătorit și ai zis, să aduc luna de păcer. Numai că soția are un accident, rămâne mutilată și te dui la serviciu și colega care nu are nimic zice, păi, n-am putea amândoi să trăim o viață mai fericită. Și la tine e ceața aici în cap. Băi, cum voi sta cu nevasta asta mea? Aici apare credincioșia. Sau gândiți-vă că ești căsătorit și acum în familie mai apar probleme, mai apar certuri. Și mai țipă nevastă ta la tine și mai urlă și îți mai spune câte ceva și te duci la serviciu și colega de la serviciu zice te servesc un ceai? Și mă duc la patiserie, au un con cu ciocolată și tu stai și te gândești, bă, parcă, parcă asta se poartă mai fain ca, ca nevastă mea. Dar numai tu când ai făcut legământ, ce ai zis? La bine și la în boală și în sănătate. Și aici se vede loialitatea. Aici vine diavolul cu oferta. E tot așa, dumneavoastră, ați făcut legământ cu Domnul. Ce a zis aici la botez? Cum o zis unul, zice mie, dacă îmi dai o boală, eu mă las de tine. Așa zice și dumneavoastră, Domnul la păstor. dacă îmi dai o boală, mă las de tine. Ei, dumneavoastră aici la botez a zis, te voi urma. Cât timp? Când? Nu mă las bine, că e vremea frumoasă? Nu. Tot timpul. Ei, și acum apare valea umbrei morții. Și se întâmplă lucruri care tu nu le înțelegi, care vin ca un tăvăluc păstă viața ta și te bagă în ceață și în confuzie și întrebi unde e Dumnezeu? Și în momentele astea vine diavolul cu oferta și Dumnezeu lasă să-ți facă oferta ca să vadă dacă îi rămâi credincios în valea umbrei morții. Ia gândiți-vă dumneavoastră, când a venit diavolul cu ispita la Domnul Isus? A venit când a fost botezul? Ia gândiți-vă la botez, cerul desfăcut, porumbelul, vocea Tatălui din cer, niciun demon pe acolo. Ei, după aia a ajuns în ispită, a ajuns în pustie, în lipsă, în foame și atunci a venit diavolul cu oferta strălucitoare. Îți dau tot! Și Domnul a rămas credincios. Înțelegeți dumneavoastră? Uitați-vă în pustie. Păi când a venit diavolul cu ispita la izraeliți? Când a trecut Marea Roșie? pe când au avut stradă în mare, după aia ori cântat, zice, cântarea de biruință. Numai când s-au acumulat pustie, nu tu apă, nu tu mâncare, ei au început să gândească, bă, da, în Egipt aveam pepeni, praz, zice, ne întoarcem în Egipt. Și-au trădat și n-au rămas credincioși. Gândiți-vă la Iosif din Vechiul Testament. Când vine oferta? Păi, Înșelat de frați vândut, ajunge sclav. Și acum vine nevasta lui Potifar și îți oferă o viață de lux. Băi, da, ce am realizat că am avut vise pentru Dumnezeu? Uite unde am ajuns. Sclav. Acum ai oferta să trăiești bine. O iau sau rămân credincios?